Vă salut! Așa cum am arătat, stupii am restrâns doar 5-6 rame, așa, dar mai am destrâns. Mai am descos niște rame care am băgat eu pioneze în ele ca să... Uite, ăsta e mai slăbuț, 6 rame. Bun, deci strângerea definitivă va fi peste vreo 2-3 săptămâni. Așa, ce vreau să vă arăt? Uitați-vă aici. Deci, pe rândul... Na. A trănutat. Nu mai editez aici. O las așa. Dacă ați zis sănătate, mulțumesc. Deci, hai să vă arăt eu ceva afară. Ca să înțelegeți de ce trebuie să fac niște mutări între stupi. Eu i-am pe culori aici. Vedeți, uite, albastru, verde, acolo urma galben. Uite cum e aici. Albastru, verde, galben, da? Adică nu vreau... Ce am mă de strănut? Nu vreau să mai vin așa, uite, doi verzi unul lângă altul, că să nu intre albina de la unul la altul. Și eu trebuie să țin cont de culori, adică să merg așa, uite, eu de exemplu mi-am scris pe aici, uite, vine albastru, verde, galben, da? Am scris și pe cutie, uite, asta e cutie cu albastru, verde și urmează galben. Și atunci eu trebuie să fac niște mutări la cutii, din ce cauză? În primul rând, pot să-i mut acasă și pot să le schimb locul, că e distanța destulă și albina nu mai știe locul. Și plus de asta vreau să am eu o altă ordine aici, în felul următor. Deci eu am stupi așa, numerotați, da? De la 1, 9 pe rândul ăsta, 9 jos, adică 9 cu 9, 18 și cu 18, 36. Și deci va veni așa, de la... numărul 1 până la numărul 9, adică rândul de sus, vor fi doar regine de roire, uite. Doar de roire, da? Și uite, am din 2022 două, trei regine 2022, restul sunt 2023 de roire. Adică rândul ăsta de sus de aici vor fi doar regine de roire. Uite, deja primele două sunt, uite, de roire, de roire. Mai trebuie să pun una aici. Și aici, de exemplu, uite, am de la Cristi și Nicolae. Și asta o să mut cutia asta de aici. E cu albastru. O să o mut pe rândul ăsta unde îi vine locul la albastru. Ca să nu mai am eu să mă încurc în ei. Să fie mai simplu. Așa. Deci de la 1 la 9 vor fi doar regine de roire. Apoi, de la 10, adică de aici de jos, până la 18, va veni așa. Aici va veni un rând în care eu voi face niște testări la niște regine. Care, logică, sunt codificate ele aici. Deci linia T01 de test, da? Linia T01 test. O să mai am una de schimb liniștit. O bag și pe asta. Să vedem cum merge. Adică să văd cum merge un schimb liniștit față de celelalte. Înțelegeți ideea? Să văd cum merg alea de roire față de astea. O să mai am una de test de la altcineva, linia VP, asta e tot un T01, adică din cea de sus de acolo, adică aceeași linie. Apoi mai am linia asta EMA, e prescurtat numele persoanei acolo, așa, tot de test. Mai am una VP-ul ăsta, îl mai am și aici, tot de test, VP de test. Și mai am una aici, linia C, tot de la un nume, nu e numele meu Costin, este de la altcineva, da? Deci toate astea vor fi de testare, adică pe rândul ăsta de jos de aici. Și o să vedem diferența între ele, da? Majoritatea sunt 2023, mai am și 2022. Iar în partea asta aici, de la numărul 19 până la 27, rândul de sus și rândul de jos, de la 28 până la 36, vor fi doar regine de la Cristi și Nicolae. Poate încerc să pun, să văd dacă reușesc să pun, să zicem, carnica sus, adică am scris și eu aici, carnica, uite aici, carnica, adică linia 10-75, să zicem că pun
Uite, deci aici am linia 99, adică e carpatina asta, da? Poate pun carpatina sus, uite că mai am una aici, linia 99. Da, poate pun sus linia 99 și jos linia 1075, să văd dacă mă încadrez cu cea. Și cam astea vor fi stupii de pe camion. Bineînțeles că posibil în primăvară, dacă o familie o să fie slabă, n-am încotro, eu nu plec cu ea la cule slabă. Trebuie să pun alta acolo, nu? Așa, am lipsă. Câți am lipsă aici? 1, 2, 3 acolo, 4. De ce? Bezmetici, i-am găsit fără regină și i-am unificat. Și i-am dus acolo la... i-am unificat cu oilanțe care a mai fost cu puetvăros și i-am dus acolo la deal, că erau foarte slabi. Aci din nou doi foarte slabi care am zis nu să merită să-i mai las, le-am omorât regina, i-am unificat și la revedere. Și am dus la deal acolo, i-am unificat cu cei care erau cu de aici de jos, știți că am avut câțiva cu polistiren pe ei, cu puetvăros și am dus la deal. Nu știu dacă am pus eu filmarea, cred că e pusă. Bun, cam atât. Iar aici jos ce stupi o să-mi rămână? Din ăștia doi, unul e foarte slab și cred că îl unesc cu celălalt și rămâne unul singur. Așa. Ăsta rămâne, e schimb liniștit. Canadian, a zis. Uite ce frumos face un zbor aici. Aici o să mai rămână. Uite, asta e de roire. Asta e schimbată de la Cristi și Nicolae. Aici am caturile cu niște rame care le-am scos. Aici ce mai am? Dăroire, dăroire, dăroire și pe acolo mai am câțiva de la Cristi și Nicolae. În final, cred că o să iernesc cu vreo 60-62 pe acolo pe undeva. Posibil plus aia 3 de la deal de acolo, o să iernesc cu vreo 65. Adică cam la fel ca acum un an. Nici nu mai știu, acum un an am iernat cu 63 parcă. Bun, cam asta e. Deci, cam așa aș vrea să iernesc cu ei. Dar mutarea asta de stupi, adică poate un stup de aici va veni mutat pe partea cealaltă. O să o fac după ce mut camionul de aici la mine acasă. Logica, albinele să nu mai cunoască poziția pe camion, să-și facă acolo din nou orientare. Cam asta e. Altceva? N-am ce să zic. Deci v-am zis aproximativ cu 65, adică cam la fel ca acum un an, nu o să iernesc. Nu știu, mai rămâne de văzut, că dacă mai găsesc pe camion vreunul mai slăbuț, mare lucru, îl desfințez și urc altul de aici, de jos. De-aia am făcut pe ăștia să am să... A, și ăia de acasă, ea rămân acolo pe poziție. Rămân pe poziție, rămâne de văzut. La fel și la ăia, dacă va fi vreunul foarte slab, îl unific, dar deocamdată sunt ok toți. Bun, cam asta e pe la mine, pe la livadă. Alte noutăți? N-am, uite, se spune așa din bătrâni. Familia care face așa, uite, cât un zbor de ăsta, toamna așa, sunt nervoase ele, asta indică că ăsta va fi un stup bun la an. Și chiar o să țiu cont, uite, ăsta primul, da, care nu prea face zbor așa, toamna, ăla nu prea o să meargă bine. E mai bolnav, eu știu ce are, n-are chef de viață. Uite, mai avem unul aici care face zbor așa frumos. Uite. Bine, o să zică cineva ție, bă, dacă stai toată ziua, ai să vezi că toți o să facă așa zbor. Nu toți. O să vedeți că sunt unii care stau așa, uite, cam așa. Stă așa și de dimineață până seara. Și nu prea îl vezi că face zbor. E, pe ăla nu prea ai bază. E, asta am zis-o și eu, ceea ce... m-au auzit și eu de la alții. Da. Uite, și aici pe camion a început. Normal că nu fac toți odată zborul ăsta. Dar cât de puternic face zborul ăsta, atunci zice că după asta îți dai seama că ăla e un stup bun, adică merită să-l bagi la iernat, cum ar veni. Da. Ce pus să iasă, că a dat puțin soarele și fac și ele cât un zbor așa.
Bun, cam asta e pe la mine pe aici. Sănătate și numai bine.